În cursul zilei de astăzi, primarul Comunei Breznița-Ocol, Cătălin Drăghici, a depus o cerere de finanțare din fonduri europene, având ca scop noi investiții în infrastructura educațională, în comuna pe care o reprezintă cu succes. Județul Mehedin se află într-o continuă reabilitare și modernizare, iar de această dată vorbim despre un nou proiect de finanțare, un proiect important ce vizează infrastructura educațională din județ. În cursul zilei de astăzi, primarul comunei Breznița-Ocol, Cătălin Drăghici, a depus o cerere de finanțare nerambursabilă în valoare de peste 3.800.000 lei, având ca scop creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Jidoștița, comuna Breznița-Ocol, sat Jidoștița, în cadrul programului regional Sud-Vest Olteni 2021-2027. Aceasta este o veste extrem de îmbucurătoare atât pentru elevii comunei, cât și pentru părinții acestora. Prin lucrările propuse a se realiza, am avut în vedere reabilitarea și creșterea eficienței energetice a clădirii unde își desfășoară activitatea elevii ciclului gimnazial din satele Jidoștița și Șușița. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 3.800.000 lei, a transmis Cătălin Drăghici, primarul comunei Breznița-Ocol. În ultimii ani au fost atrase sume importante de bani în județul Mehedinți și asta datorită echipei de la Consiliul Județean Mehedinți, condusă de președintele Aladin Georgescu. Astfel de investiții importante se derulează în toate domeniile. Buna colaborare dintre autoritățile județene și reprezentanți ai UAT-urilor de pe raza județului nostru se vede prin numeroasele proiecte implementate.